Au fost odată doi feciori de împărat care au pornit să-și încerce norocul prin lume și feciorii ăștia au ajuns să ducă o viață atât de ticăloasă și deșartă că n-au mai avut îndrăzneala să calce pragul casei părintești. Și cum trecuse vreme, nu glumă, și nu venise nicio veste de la ei, fratele lor mai mic, pe care îl porecliseră prostilă, plecă în căutarea lor. Dar când dădu în sfârșit de frații săi, aceștia începură să-și bată joc de dânsul. Auzi, prostănacul, să creadă că o să poată răzbi prin lume, când noi, mai isteți decât el, n-am prea făcut ispravă mare. Totuși, porniră la drum câtești trei și tot mergând ei așa, iată că dădură peste un mușuroi de furnici. Cei doi frați mai vârstnici voiră pe dată să-l surpe și să-l răscolească pentru a vedea cum micile făptură vor lua la goană, înspăimântate de moarte. Dar prostilă îi opri, strigându-le. Lăsați gânganile în pace! N-o să îngădui să le tulburați liniștea! Porniră ei mai departe și după un cot de deal dădură peste un lac, pe luciul căruia înotau o mulțime de rațe. Cei doi frați mai mari se repeziră să prindă câteva, că tare ar fi avut poftă să le frigă. Dar prostilă se împotrivi și de data asta. Lăsați zburătoarele în pace! N-o să îngădui să le ucideți! Merseră ei mai departe și, într-o bună zi, numai ce nimeriră lângă un roi de albine, aflat într-o scorbură de copac. Și avea roiul ăsta atâta miere că se prelingea pe trunchi de-ai fi zis că-i un izvoraș. Cei doi frați mai mari își puseră în gând să dea foc copacului și să înnăbușe albinele ca să poată lua mierea. Dar prostilă îi cu și mai multă tărie. Lăsați albinele în pace! N-o să îngădui să le dați foc! În cele din urmă, cei trei frați dădură peste un palat. Și avea palatul ăsta atâtea grajduri câte n-ai fi găsit nici în 10 palate împărătești. Și în ele se aflau o mulțime de cai, toți din piatră. Cât despre oameni, nu se zărea unul, pe nicăieri. Străbătură ei toate sălile palatului și într-un sfârșit se pomeniră în dreptul unei uși zăvorâte cu 3 lacăte. Și avea ușa asta o ferestruică, tăiată taman la mijloc. Cei trei cătară prin ea și ce crezi că le fu dat să vadă? În fundul unei camere se afla un moșneag care stătea aplecat deasupra unei mese. Strigară la el odată, strigară a doua oară, dar moșneagul zi. Mai strigară a treia oară și abia atunci se trezi moșul, descuiel lacătele și se ivi în prag. Și fără să spună o vorbă, îi pofti să se așeze la o masă încărcată cu fel și fel de bunătăți. După ce mâncară și băură după pofta inimii, moșneagul îi duse în câte un iatac, ca să se odihnească. A doua zi, bătrânul intră în odaia celui mai mare dintre frați și, făcându-i semn să-l urmeze, îl duse până în dreptul unei mese de piatră. Pe masa asta se aflau scrise 3 încercări, care, de-ar fi fost îndeplinite, ar fi avut darul să smulgă palatul de sub puterea blestemului. Prima încercare glăsuia astfel. Sub covorul de mușchi al pădurii stau ascunse cele 1000 de boabe de mărgăritar ale fiicei împăratului, care toate trebuie găsite într-o singură zi. Dacă la asfințitul soarelui va lipsi măcar una dintre ele, cel care s-a încumetat să le caute se va preface în stană de piatră. Porni în pădure și căută toată ziua, dar când fu să apună soarele, băgă de seamă că toată truda i-a fost în zadar și că n-a putut să adune mai mult de 100 de boabe de mărgăritar. Și atunci s-a întâmplat așa cum sta scris pe tăblia mesei. Flăcăul s-a prefăcut în stană de piatră. În ziua următoare, își încercă norocul fratele cel mijlociu, dar nici lui nu-i merse mai bine. Și oricât se strădui el, nu fu în stare să găsească mai mult ca 200 de boabe de mărgăritar. Și se prefăcu și el în stană de piatră. Iată că-i veni rândul și lui prostilă. Se apucă el să caute în desinia corvorului de mușchi, dar găsea cu atâta nevoie cât un bob de mărgăritar, totul mergea atât de încet că îl cuprinse deznădejdea. Și cum nu știa în ce chip s-o scoate la capăt, se așeză pe o piatră și începu să plângă. Și cum pe el așa,
numai cei se înfățișă crăiasa furnicilor, însoțită de cele 5.000 de slujitoare ale sale. Erau tocmai furnicile pe care flăcăul le scăpase de la pieire. Nu trecu mult și micile gângănii izbutiră să adune toate cele 1.000 de boabe de mărgăritar și făcură din ele o grămadă bunicică. A doua încercare era mult mai grea. Trebuia să fie scoasă din fundul lacului cheia de la iatacul domniței. De îndată ce prostila ajunse la marginea lacului, se ivi înotând un câr de rațe. Erau tocmai rațele pe care el le scăpase de la pieire. Și lăsându-se în adânc, ele îi aduseră cheia care zăcea pe fundul mâlos al lacului. Cea de-a treia încercare era însă mai grea. Dintre cele 3 domnițe adormite, flăcăul trebuia să o recunoască pe cea mai tânără și mai frumoasă. Ei, dar cum naiba să o recunoască când semănau câte ștrele ca picăturile de apă? Căturile de apă. Că doar numai un singur lucru le deosebea. Mai înainte de a fi adormit, fiecare dintre ele gustase ceva dulce. Cea mai mare ronțăise o bucată de zahăr, cea mijlocie băuse o ceșcuță de sirop, iar cea mică luase o linguriță de miere. Ei, acu să te vedem pe unde scoți cămașa, se gândi prostil în sinea lui. Și iată că veni în zbor o albină. Era chiar regina roiului, pe care flăcăul o scăpase de la pieire. Se roti ea de câteva ori prin iatac, cercetă pe rând buzele celor 3 domnițe adormite și se așeză în cele din urmă pe gura aceleia care gustase din miere. Și astfel putu prostilă să o recunoască dintr-o dată pe cea mai tânără și mai frumoasă dintre domnițe. Și numai decât se risipi vraja de parcă nici n-ar fi fost. Castelul se smulse din somnul cel adânc și toți aceia care fuseseră prefăcuți în stană de piatră își recăpătară înfățișarea omenească. Prostilă o lua de nevastă pe cea mai tânără și mai frumoasă dintre domnițe și după moartea craiului urcă pe scaunul domnesc. Iar frații lui mai mari socotiră că nici celelalte domnițe nu erau chiar de lepădat și trăiră cu toții ani mulți în belșug și fericire.